Doliu Uriaș în România S-a stins din viață un mare profesor. A fost decorat de regele Mihai. Cultura românească deplânge pierderea unui mare om. Acesta s-a stins din viață în cursul zilei de Miercuri, 9 februarie. Tragicul anunț a fost făcut pe Facebook. Este Doliu Uriaș în România, după ce profesorul de matematică Nicolae Filiș s-a stins din viață. Decesul a avut loc în cursul zilei de miercuri, informează Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, filiala Gorj. Cunoscutul profesor a fost decorat cu medalia Regele Mihai pentru loialitate în anul 2008 de către Regele Mihai. Regretatul profesor este cel care a pus bazele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei Gorj și ocupa funcția de președinte de onoare în cadrul organizației. S-a stins din viață domnul prof. Nicolae Filiș, fondator al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, Anereme Gorj, decorat în anul 2008, cu medalia Regele Mihai pentru Loialitate, de către Regele Mihai. Nicolae Filiș a fost pasionat de fotografie. Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, filiala Gorj mai notează că regretatul profesor a predat în Sâmpetru, Târgu Jiu, dar și în Maroc.